Nițescu Mihai Alexandru, tânărul de 22 de ani care a înjunghiat ieri o profesoară de matematică în fața cancelariei Liceului Spiru Haret din Ploiești, fusese lăsat repetent în clasa a noua la această școală din cauza matematicii. Cu toate acestea, profesoara din cauza căreia a fost nevoit să repete clasa nu era aceeași cu cea pe care a agresat-o. Profesorii spun că repetenția ar fi putut să-i creeze un șoc emoțional, agravat și de faptul că ulterior a fost permanent șicanat de colegii de clasă. Consecința acestor șicanări a fost că Nițescu Mihai Alexandru a amenințat cu cuțitul un coleg de clasă în 2016, fiind transferat disciplinar atunci la liceul 1 mai. Provine dintr-un mediu familial așa de medie, ca să zic, fratele lui student la, cred că pe la București, și familia îl compara tot timpul cu fratele, uite fratele tău ce bine învață, ce bine ajungi, ce nu știu ce, și probabil șocul ăla din clasa noua cu repetenția l-a afectat foarte mult. Formă zice că învăța de învățat, dar era și canat de colegi și cred că avea și o abilitate psihică care l-a condus la niște manifestări de-astea extreme. Asta e explicația pe care am găsit-o noi. Victima sa, Andreea Alexe, a fost supusă unei intervenții chirurgicale, lama cuțitului cu care a fost înjunghiată atingând organe importante, spun medicii. E mai bine, deci a fost detubată, este conștientă, este stabilă hemodinamic și vedem cum evoluează lucrurile în zilele următoare. Au fost lezate niște organe interne care s-au rezolvat ieri chirurgical, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă, nu? Nu facem pronosticuri și așa. Starea generală e, mă rog, relativ bună la momentul azi. A fost o plagă prin înjunghiere penetrantă. Mă rog, nu știu cât era cuțitul de mare, dacă a lezat niște organe destul de profunde. Agresorul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ la momentul comiterii faptei. Totodată acesta va fi testat pentru a se depista dacă a consumat droguri. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus deja reținerea lui Nițescu Mihai Alexandru, acesta fiind cercetat pentru tentativă de omor.